Salutare, salutare tuturor. Am luat un nou job cu un DAF. Este cel mai lung job pe care l-am luat până acum. Avem 45 de ore până la livrare, trebuie să din 10 ore. Până la destinație sunt 1400 de kilometri și pare a fi un drum de 14 ore. Aceasta este mașinuța noastră. Arată pretty cool. Shining and stuff. Și de unde plecăm noi? Din München. Și trebuie să ajungem până la Cardiff. Greșit traversăm. Germania, Franța. Trecem canalul. Și ajungem până la Cardiff. Este un super lung job. Să sperăm că nu ne iau oboseala. E de în valoare de 26.000 de euro. Apropo de valoarea acestuia. Plecăm. Avem roșu la semafor. Nu e problema. Am pornit farurile noapte. O să conducem probabil pe timp de noapte. Deci ora 21, 1400 de kilometri, cu vreo 300 de kilometri mai mult decât ultima oară. 45 de ore până la livrare și trebuie să îndeplinim 10 ore. Acum idealul ar fi să ajungem la canal înainte să prindem prima odihnă de 8 ore. Drumul pare să fie un pic bucluclaș. Deci avem curbe, avem de toate. O să vedem de toate pe acest traseu. Trebuie să urcăm pe autostradă, dar prin față și dreapta, ca să mergem în partea stângă. Top speed 40, aici recomandat. Oh, oh. Oh. Abia am început. 1420 de metri. E ceva. Bun, ne-am cățărat pe autostradă. Poate să înceapă partiu acum. Cu DAF n-am mai mers. Destul de șmecher conțile aici, chiar și de dormit. Dorme aici în spate. E destul de fain. Și mult spațiu. Ne arată că e chiar și Zurich în față. De Zurich. A, stânga. Dacă vrem să trecem pe acolo. Apropo de Franța, avem o mică parte din Franța. A, trece prin Belgia. Interesant. Luxemburg, Belgia. Există hărți dedicate cu Italia, Franța și Scandinavia. Asta ca fapt divers. Fiecare dintre ele sunt un DLC separat care costă ceva. Bani reali. Bun, o să fie atât de drum, lung drumul. Poate o să mă gândesc să mai bag niște muzică, niște free audio music. Momentan avem BYG, background music. Cred că o să expire playlistul ăsta, o să trească să luăm de la capăt. 19 ore, după că ne arată 19 ore până la destinație. Sunt de la 21 de ore, cred.
Ultima oară am reușit să facem un traseu de 1100 de km în care trebuia să facut în 14 ore, aproximativ 8 ore de in-game time. Cu ceva fără avarii asupra autovehicului, dacă mă înșel, sau am luat un 1% damage la trailer. Dar am avut ceva amenzi de viteză cu valoare de vreo 2000 de euro game money. Și acum mergem cu 130 la oră, care e peste viteza. Viteza pentru tir pe autostradă de 180 de kilometri, nu de 180, de 80 de kilometri. Bun, 133 la oră, merge destul de repede. Dacă mergem cu 133 la oră până la destinație, face traseul ăsta no time. 140 la oră aproape avem. Un vehicul. Dar n-a fost avaria nimic. Cred că am fost prea aproape de el în acea curbă. Ia și aici e curbă mai periculoasă. Merge foarte repede de aia. Se simte în curbă viteza. Ok. Alte tiruri în față, încercăm să le prind. Dar le ajungem imediat cu viteza asta. E foarte șerpuită drumul ăsta pe autostradă. Trecut la milimetru. Centimetri. De acel camion. Am mai pierdut din viteză un pic, dar sunt curbele foarte strâmte. Chiar și pe autostradă. Bine, adevărul e că noi conducem acum un camion. Și altfel se resimte într-un camion curbele astea. Bine că avem trailer în spate, altfel n-am avea atât de bună tracțiune. Și ne-am răsturnat. Dar oricum, foarte aglomerat drumul. Ce e mișto e că pe zona Germaniei sunt autostrăzi de câte 3 benzi. Care, mă rog, când am fost în Polonia am văzut autostrăzile de 2 benzi. Divizia ăștia 2 văd că au accelerat acum. Să vedem dacă putea să-i ajungem din urmă sau nu. Wow, ce curbă super tight acolo. Iar una. Cel mai bine să iau curbele pe banda de mijloc. Suficient spațiu să reglezi direcția. Deja am făcut 130 de kilometri. Și ne arată că mai avem doar 17 ore de condus. Două benzi. 3 benzi din nou. Încă suntem în Germania, probabil. Dacă avem 3 benzi peste tot. Depășește cineva la 140 de km pe oră. Și ne apropiem aici de un punct de schimbare la Strasburg. Am făcut un pic de distanță, am ajuns la Stuttgart. Apropo, se pare că am explorat 8% din toate autostrăzile, drumurile, șoselele disponibile în acest joc. Ok, și aici se pare că va trebui să ieșim de pe autostradă. Poate n-ar striga să mai reduc viteza. Pic. Oh, e super strânsă curba asta, de 40 la oră. Și am schimbat acum, suntem pe altă autostradă, cred. Oh, man. Pe asta se bagă fix când îl depășim noi. Schimbă banda.
Nu prea o simt așa la... Trebuie să mergem și cu faza lungă la o nevoie. Ok. Și acum, hai să vedem. 1200 de kilometri, 16 ore, cât trebuie să dormim? 8 ore. Sper să ajungem până la mare, măcar până la canalul Mânecii. Berna, Zurich în față, deci... Wow, ce e aici? E o buclă interesantă, care nu e aparent. Trebuie să ajungem pe autostradă de deasupra. Nu putem ajunge direct, ci trebuie să facem stânga. Serios? A, trebuie să coborâm. Serios? A, nu știu ce a fost în capul meu. Hai să vedem cum reușim să coborâm pe contrasens. N-am mai cumpărat toată pe contrasens. It's not that pretty. Trailerul e ok. Acum vine și un trailer pe sensul celălalt, grozav. Ne-am băgat noi în față cu tupeu. Bun. Și aici trebuie să facem o stânga. Da, navigation-ul ăsta ne încurcă. Hai să-l lăsăm pe modul ăsta. E mai, ok. Da, harta în poziția asta ne arată și nouă ce urmează să se întâmple și din perspectiva celui care conduce. În perspectiva nord-sud. 1100 de kilometri până la destinație. A fost o zonă aici care a mers destul de încet. Și nu putem să depășim că vine cineva pe contrasens. Cred că era mașină poliție. Și vine iar cineva pe contrasens. Dar sunt ceva lumini acolo, nu știu la ce. Pe partea stângă. Ok, no problem. Uite, veni un autobuz, a trecut. E o beznă totală, frate. Hai să vedem și noi drumul. Ne-a băgat pe o singură bandă, ce drum e asta? Noi care conduceam doar pe autostradă. Am trecut acum pe drumul din astea de câte o bandă, pe sens. Mi-a dat flash poliția sau mi s-a vrut mie? Probabil pentru că mergem cu faza lungă. Mergem un pic cu faza lungă, ce să facem? Încercăm să evităm un accident. Și 1100 de kilometri încă, 15 ore. Somn în 7 ore jumate. Din nou am băgat viteză ca lumea, 130 la oră. 137 chiar. E vale. Și ne apropiem de o curbă un pic mai strânsă, cred. Da, e destul de strânsă. Ok, am frânat un pic. Cam mult chiar. Și aici s-ar putea dormi, pentru cine vrea să tragă un pui de somn. Se oprește cu tirul acolo pe partea dreaptă, se culcă. Bagă pat, are în spate aici loc de dormit. Pune o pernă. Și doarme 8 ore sau cât are nevoie. Ok. Noi mai avem încă până să ne întindem la somn. De condus. Vrem să folosim timpul la maxim. Oricum cam în ultima oră când începe să caște șoferul, e bine să-l cam pregătești de băgat la somn, că
abia după ce a depășit timpul, în general poți să-ți iei și o amendă usturătoare. Iar doi la mână, asta e, cred că e valabil și în real life, dacă nu se odihnesc după nu știu câte ore, 8 ore de condus, parcă. Iar doi la mână, începe să închidă ochii și nu mai se vede absolut nimic, așa, pe șosea, nu mai vezi drumul, nu mai vezi nimic. Ora 1 AM, suntem din nou pe autostradă. Mașina de poliție în față. What the hell? What the hell? Mamă, dar ce nebunie ăștia. Hai să frânăm, că e ce am mai strâmbt aici o chestie. Schimbăm autostrada sau ceva. Da, s-au unit două autostrăzi, avem 4 benzi, wow. Ca să fie lungă durata cu 4 benzi. Suntem aici lângă Strasburg. Zurich e foarte aproape. Deci apropo de bani, avem în continuare 62.000 de euro și 2 șoferi care lucrează la firma noastră. Aceștia aduc destul de mulți bănuți, au profit pe kilometru. De fapt, ultimele dăți aveau aduseseră bani în jur de 1500 de euro. Apropo, parcă când am luat job-ul aveam vreo 60.000, nu știu sigur. Ok. Continuare 1100, 92 de kilometri. Parcă aveam mai puțin de 1100. M-am uitat bine. 16 ore. Am greșit traseul la un moment dat, oare? Că ne arată foarte mult. Ia uite, merg în paralel toți pe... Trebuie să fac slalom printre ei. O 1400 de kilometri, parcă se scuse, da, pentru mai avem 6 ore până la dormit. Deci am dat, aveam 16 ore, nu știu ce s-a întâmplat. Când vom s-a aglomerat șoseaua, iau de 4 ore de dormit aici. În zona special pentru odihnă. Parcă sunt numărul de kilometri care l-aveam de parcurs. Știu de apărut iar 1150, parcă aveam sub 1100. Ok. O 1140, 15 ore, ora 2 AM. Oh, mai o viteză. Cât pe ce să-l răsturnăm sau să-l lovim. Ba, trebuie să este pe unde s-a deci. Trebuie să iei. Și ne-a lovit trailerul, cred. Ne-a lovit camionul doar. Oh, o să trebuie să facem o ieșire mai ciudată aici, pe autostrada asta, iar pe contrasens. Da, ne trimite la Zurich. Nu, nu, nu o să mergem la Zurich. Cred că am făcut o ieșire greșită de pe autostradă, de aia. Să vedem cum ieșim acum. Ok. Trebuie să ieșim aici în stânga. Ah, nu, n-am intrat bine. N-am intrat bine.
să vedem dacă reușim la prima să ieșim de pe... O să ne luăm violer de wrong way. Da, e o idee proastă ce am făcut acum, pentru că suntem pe autostradă. Ah, man. Suntem și pe wrong way. Pe 60 de euro. O să ne panelezeze ăștia, o să ne toace de bani. Să vedem dacă reușim acum când... la prima buclă să rezolvăm problema. Poate pe aici, pe sus, dacă ieșim și facem dreapta. Pare a fi un drum ok. Să vedem. Mi 100 de kilometri. E ok. Ok, am pierdut un pic de timp acolo. Și nu știu ce ne arată. 15 ore până la destinație. Ah, 15 ore, ok. 1100 de kilometri, da. 5 ore trebuie să dormim. Nu știu dacă ajungem la graniță. Că mai e ceva până la cale. Acolo se poate trece. Or, e unul punctele în care se poate trece canalul. Și sub 1100 de kilometri, 15 ore, că zice că avem. Și... Băi, acum, ca și next step, ar trebui să strângem în jur de 100.000 de euro. 105.000, 106.000 euro. Asta ca să ne permitem să ne mai cumpărăm o extensie la garaj de 100.000 de euro și un nou camion de 1.500. Un nou Merțan. Merțan Benz Sleeper. Nu mai știu modelul exact. O 1070 de kilometri. Lung traseu și noapte pe aici nu observăm prea mult din peisaj. Putem să-l admirăm prea mult. Oh, merge la repede sau mergem noi prea repede? 130 la oră. O, sigur nu mergeam încet. Aici avem o curbă mai strâmtă. Ok. Și ne mai așteaptă o curbă strâmtă în față. Dar suntem și în depășire. Am luat depășirea. Am prins tren. Frână. Ba nu, s-a ridicat bariera. Nu era tren, era pur și simplu un semafor normal. 14 ore până la destinație. A trecut, a fost super lung tot drumul ăsta până aici. Și nici n-am ajuns la jumătate din traseu. Dar am un feeling că o să merg mai bine de acum înainte. Prea am avut zone de autostrăzi după ce am părăsit zona aia de Germania. Aici ar trebui să facem o mică depășire iar. A, și semafor. Și mașină poliție. Nu ne-a văzut, dar ne-am luat un wrong way violation. Oh, man.
Se manevrează destul de greu asta. Ok, avea roșu acolo. Și coborăm în sfârșit sub 1000 de kilometri. Mamă, dar ce drum lung. Și e foarte întortocheat și pe zăpăceală. Da. Se face dimineața, ora 4. Deja în spate se vede răsăritul. Înseamnă că conducem fix către vest. Dacă avem răsăritul în spate. Bun, ne apropiem. Oh. Am reușit să lovesc tirul. Mă uitam pe stele. Great. Dacă mai ne pierdem mult vremea cu asta, avem și 1% de damage la trailer. Deci, excelent, nu prea putem să mai luăm. O să luăm cel mult un good job. Depășim. Hai să depășim. O mașină de poliție grozavă. Ne-a dat un speeding violation, să ne liniștem. 680 de euro ne-a dat. Și pe toți. 965 de km până la destinație. Dar e priveliștea destul de șmecheră pe aici. Foarte tare. Curba mai strâmtă, un pic. Mișto e zona asta. Ok. De ce e aici? Nu știu. Mai prindem niște poze cu el din mers. Ne apropiem de Rhymes. Văd că suntem foarte aproape de... nu trebuie să ajungem chiar până la cale. Ce mai avem pe la somn? 3 ore 20. Era poliția. Ne-a mai dat 680 de euro. Poliția te fie dată când ne prinde, dă o amendă de satură. Încearcă să ne scoată viteza din cap. O depășire, frână, frână. Mamă, ce bagă ăsta în curbă, 88 la oră. Mă, ce mai a tăiat viteza. Da, trebuie să țin după el. Ok, mai avem 919 km, 12 ore, probabil pe... Dacă reușim să ajungem până la cale, putem să dormim pe durata traversării canalului. E ora 5 dimineața. Asta ar fi idealul. 3 ore. Încercăm să le valorificăm la maxim. Dar trebuie să țină o viteză constantă destul de mare. Probabil peste 80 la oră. Ok. Mergem destul de repede, să spune. 100 la oră. La ajungem pe nenea cu autocarul. Vedem acum că avem posibilitate de depășire. L-a depășit. Merge destul de tare pe asta. Aici nu există restricție de viteză, că văd că nu ne mai arată viteza. Trebuie să mergem cu 127 la oră. Wow.
Interesant. Și mașinile de poliție arată restricția de viteză de 80. O să ne dea un 680 de euro acum. Imediat ce-l depășim. €680. Dar încercăm să-l facem traseul. Mă vine că ne-a doar una. Am trecut de 1. 140 la oră, ce viteză avem. Mai reduc un pic viteza acolo. Și aici. Să nu-l răsturnăm chiar. Bun, totul e ok. Ne apropiem de destinație. Ah! Frate! L-am prea prost curba aia. Ok, ok, no problem. Ne descurcăm. Curba din nou. Uite ce aici. Mașinuțe, mașinuțe, mașinuțe. Depășim. N-am mai dat semnal. Am frânat. Ok. Somn în 2 ore. Mamă, și caleul se vede. Wow, mai e mult până la cale. Cred că o să trească să ne întindem pe undeva pe aici pe traseu. Unde putem aici? Cred că o să dormim acolo. Pentru că până la cale mai e mult. Zece ore și zece adorme. Mai poziționăm harta încă o dată când ne apropiem. Dar foarte, foarte probabil trebuie să tragem un pui de somn. Ne băgăm în parcare, oprim motorul, tragem frâna de mână. Mergem cu 120 la oră. Dar nu știu ce traseu prindem acolo în zona calei. Nu. Ah, man. Am luat prea tare curba aia iar. Aici trebuie să ne încadrăm de stânga. Oh. Wow, nu e bine. Hai. Mișcăm și noi pe Mars. Ce trec tiruri pe aici. S-a făcut dimineață. Putem opri farurile. Hai mă, hai că mai cu viteză. Ora 42. Da, o să trecem de Rimes acum și cred că prea văd, adică traseul cum e. Teoretic autostrăzi, dar următorul pat pe unde mai e? Abia aici. Dacă avem peste o oră, oră 38, trecem printre pe la patul ăla. Ia auzi-l cu cască. Doar 700 km până la distanța finală. Parte din kilometri sunt și peste mare. Pat pe partea stângă, 60.000 de euro. Am cheltuit vreo 2.000 de euro cu drumul ăsta. Prin amenzi și wrong way-uri. Am descoperit și Rimes. Deci pe partea stângă puteam merge să facem un pui de somn. Mama, iar ne-a luat un speeding violation. Deja am intrat în 59.000. Iar. O să ne mai luăm un moment de break din localitate. Cred
incredibil, frate. Cum se bagă ăștia și schimbă benzile brusc. Asta sunt din alea funcție special ca să... Trask, te oblige să mergi mai încet. Da, hai că o să ne întindem un pic. Ora și 19. A depășit Rhymes. 9:58. E patul ăla, mă. În față. Nu știu dacă nu mai prinde pe motor. Oreși 14. Teoretic ar putea să-l prindem dacă băgăm tare. Hai să riscăm. Să eficientizăm somnul. Băgăm 130 la oră, 140 la oră. Uite-l cum se duce la culcare. Aș. Frână aici. Taxe de drum. Cine are accelerația mai tare? Noi? TAF ăsta sau camionul ăsta? Noi, se pare. Oh, 54 de minute. Ne-am riscat acum. Mamă, chiar trebuie să băgăm foarte tare. O variantă ar fi să ne ducem acolo să dormim, dacă nu apucăm să ajungem până aici. Eu am ghitur, dar asta e. Combustibil. Acum mă uit. După cum mai ne duce 259 de kilometri. Mamă, trebuie să punem și benzină. Vorbesc serios. Doar 250 de kilometri. Ok, o să mergem. A, uite pat aici. Nu mai am. Oprim la somn că nu e bună. Pentru că camionagirea pe partea alta. Cașul la mașină. Gata, ne culcăm și dormim câte ore? Nu știu, dar avem 11 ore de post, opțiune de condus. Bun, ne-am odihnit. Trebuie să punem și motorina acum. Hai să vedem unde e cea mai apropiată sursă. Care e și în drum? Poate aici. Am primit 1581 în camp. Dar rămânem fără combustibil, ne-a tras atenția. 59.693 de euro. Driver Valentino. Loan installment. A total of 5.788 de euro s-au plătit. Și că avem 59.693, e bine. Mamă, e ora 16 după amiaza. Asta a dormit ca lumea, asta a dormit vreo 8 ore, cred. 233 de kilometri. Oricum, cred că mergem un pic mai repede decât standardul. A, 26 de ore mai avem ca să livrăm. Ok, până la destinație mai sunt doar 10 ore. 10 ore.
depășești mașina ai poliției care ne taxează să ne lăsa o amendă de 680 de euro. Sau asta de trafic. Supraveghere trafic ceva. Și trebuie să facem dreapta să ieșim de pe autostradă. Da, aici. Rana. Km mai putem merge. Oh man, ce face asta, frate? Oprește mașina. Hai, 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 băiete, că ne țin drum. Avem un... Oh man. Accelerează, frate. Dau semnal de depășire, dar degeaba dau, că ne-am bandă. Și-o prima tirul. Great. Avea tot DAF. 174 ne mai ținem pensiunea care o avem. Cu somnul suntem ok, pentru ce distanță mai avem de parcurs. Hai să găsim pe co ăla unde e. Ahead. Hai la Peco, 160 de kilometri mai mergem. O să rămânem pe ultimii kilometri, ritmul ăsta. O trecere pe papă kilometri, 158, 157, 156, 155, 154. O, dar se duc a secundele kilometri. Care mai putem parcurge. Se vede pe coala. 145. Ok. Deci am experimentat și partea cu dormitul. Șoferul e dehnit. Se vede că conduce bine pe timp de zi. S-a făcut ora 5.40. Ok, trebuie să oprim aici la benzinărie. 30 de kilometri mai putea merge. Cine arată că acolo trebuie să alimentăm noi. Noi cu tirurile. Hai să punem litri la maxim. Diesel price 1,23 €. Hai să punem ca lumea litri. Tankul plin. Gata, 735 de litri. Ok, am terminat cu alimentarea. Benzina o plătește angajatorul, deci suntem în regulă. Ce mai era și zona de dormit? Am dormit deja. Bun, hai să plecăm și noi acum. Cred că am dormat acel posting. Gata, am intrat pe autostradă. Hai să reglăm vederea, să avem toate oglinzile. Cadru. 580 de kilometri până la destinație. Următoarea odihnă 9:37. Și angajatorul vrea livrarea în 24 de ore cel mult. Strada asta. Cât de aproape suntem acum de cale? Suntem super aproape. Pentru că sunt sub 100 de km până acolo.
570, hai să vedem cât facem până acolo, da. Dacă e bună estimarea. Viteză! Mamă, ce durată, ce durată a fost incredibil. Am plătit și creditele la bancă, astăzi e 5.000 și ceva de euro, 5.700 de euro. Merge ok. Cu jobul ăsta o să facem ceva bani. 86.000, 85.000 de euro. O să ajungem să avem. Dacă totul merge bine și după ce trecem pe partea de altă. O să fie interesant că o să trecem în Anglia. După ce trecem în Anglia, se schimbă lucrurile. O să avem... Mersi de Spinning Violation iar. O să conducem pe sensul celălalt. E un pic ciudat, practic. Mai ales când ai volanul pe partea stângă. Că ai alt gen de vizibilitate. Dar nu la Speeding Violation-ul pe aici, de nu înțeleg de ce. Iată, 20. Câte viteza legală? 90. Păi asta nu înțeleg. Dacă e 90, poți să mergi și eu cu 141. De mii de euro mai avem. Ne-a rupt la amenzi. Eu am luat amenzi de vreo 5.000 de euro. Stai că ne luăm și aici una, dacă nu. Am plătit trecerea angajatorul. Oricum, va că se ridică singura bariera spre deosebire de Polonia, unde trebuie să deci la ghișeu să plătești. Na, diferență de țară la țară, na, la țară la țară. Și acum, noi înțeleg că suntem pe drum, nu? Și ce cu autocarul ăsta s-a băgat în depășire și a oprit mașina. Dar chiar că a oprit acolo. Ok, am trecut de camionul ăla. Deci cu un combustibil, cu un rezervor plin putem să mergem, cred că 1560 de kilometri, din câte văd eu. Și am mai încasat niște venituri, 1571 de la Valentino Air. Bravo, Valentino, faci treabă bună. Chiar a fost o alegere bună să-l luăm pe tipul ăsta. E foarte skilled. Și acum se pare că ne pregătim să, efectiv, uite, au fost peste 100 de kilometri până la urmă, sau 475. Da, o să depășim 100 de kilometri. Dar ne-am apropiat efectiv de zona unde trebuie să urcăm pe bac sau ceva de genul. Dar din câte țin minte, cred că există o trecere efectiv prin canal, prin tunel. Mai că noi o să luăm trecerea asta care e mai lungă, cred. O, stânga. Ne-am asigurat prea bine aici. Și aici, dreapta. Și în față și... în față. Un pic stânga și dreapta, iar eu uite aici mașini parcate. Și intrăm aici, dreapta. Nu pe aici? Nu e wrong way, următoare. Asta e închisă. Următoarea asta. E verde. Gata, și unde ne poziționăm și noi? Uite, avem un spațiu acolo. Ne urcăm în tren? What? Trecem cu trenul? Ce tare! Și la cale 35 de minute, 300 de euro ne plătim noi. Bun,
Somn în 8 ore 45, până la destinație 5 ore 45. Cred că trebuie să dăm un pic cu spatele. Bun, am terminat. Am coborât. Acum ar trebui cumva să ieșim de aici. Probabil că ieșire și pe sus pe aici. Sper. Suntem în Marea Britanie, deci din nou, atenție, s-a schimbat sensul de mers. Suntem pe sensul celălalt, cum ar veni. O să fie mai funny că prima bandă pe stânga e contrasens, prima bandă pe dreapta e contrasensul. Asta e dublu sens pentru noi. Ok. Bun, suntem în regulă. Deci asta este banda de mers normal acum, practic. Apropo de UK. Mai sunt doar 400 de kilometri, deci suntem aproape acolo. Hai să vedem dacă reușim să-i facem super repede pe ăștia. Prin UK. Și priveliște din... și de aici. Ia uite una. Poză frumoasă. Stânga, a, e mișto stânga, că stânga este direct prima bandă. Dreapta e mai nasoală. Stânga nimic, dreapta nimic. Oh, oh. Prea largă curba. Southampton. Bun. Deja se înserează. Să mai prindem o noapte de condus. 22 de ore mai avem. În caz că mai trebuia să dormim, aveam timp. Dar nu mai dormim, băgăm viteză. Vreau de tot timpul văd tirul ăsta, mă gândesc că vine pe contrasens. Sunt curios acum dacă o să mai prindem. Ce gen de traseu o să prindem? Ok, 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 ok. Ia uite ce traversare super mișto aici. Iată. Da. Pentru animale. Trecerea aia. 380 de kilometri, la destinație 5 ore, somnul în 8 ore 21, suntem ok. Cargo all delivery 2%, o să luăm good job, dacă ne menținem. Deci o să ne dea vreun penalty de 1000-2000 de euro. Deci teoretic o să ajungem pe la 84.000-83.000 de euro. Și am prins viteză, se pare că ajungem tractoriști. Camionagii întârziați. Oh. Mamă, ce am făcut-o. De vai. Exact la final. Depășirea. Deci că ne-a luat fără la somnul. Am văzut cum venea ăla pe contrasens. Ok. De asta e bine să ai autostradă. Cu puțin înainte de finish făcurăm și un accident ca lumea. Mă rog, nu-i camionul nostru. Dar pentru avarierea trailerului o să ne luăm penalty. Să vedem. Poate un satisfactory. Ok.
că e lumina afară. Hai să vezi aici în tunel ce amez ne luăm. Ia uite de cum am intrat, 340 de ori. E viteza 80 tuneluri. Ne mai dă una la ieșire, cred. A scăpat, am luat doar una. Ok. Totul pare în regulă, so far. 300 de kilometri până la destinația finală, 4 ore doar de condus. Bun. Sub 300 de kilometri. Ia ce ne scrie aici? Warning, visit service. Ok. Avem niște probleme cu motorul, cred. Ok, ok. 285 de kilometri până la destinație. Sunt 38 de km pe oră, înseamnă că încă merge bine motorul dacă prinde viteza asta. DAF-urile par niște mașini faine. Frate. Incredibil. Da, nu mai avem răbdare. 270 de km. Apropo de a conduce propriul camion, cred că mai avem încă un pic de lucru cu asta. Mai ales la traseele super lungi, care se poate întâmpla orice. Avem mașina în față care oprește, nu oprește, ce face? Am schimbat banda, măcar. Ai făcut loc. Bun, curba destul de strânsă în față. Am încetrit un pic. 247 km. Ne apropiem destinația finală. Și am mai explorat 2% din întreaga lume. Cardiff. Cred că o să ieșim pe autostradă un dat, din câte am văzut acolo. Avem o porțiune pe la kilometru 100 care nu o să mai avem autostradă. Da, nu știu ce e cu șerpuirea asta de autostradă, frate, deci e incredibil. Aici vreau și o drum drept. Cred că 137 km pe oră e top speed-ul. Londra, Plymouth. Plymouth. Cardiff 140 la oră. Oh, trebuie să ieșim de pe autostradă frână. Avem un camion în față, o să-l depășim curând. Frână. Aici nu avem încetare, da. S-au interpus aici între noi și cer cu mașinile vreo două autovehicule. Asta a făcut tirul fără trailer. Clar merge mai bine repede decât autobuzul, dar nu se grăbește chiar atât de tare dacă merge cu 60 ceva la oră. Aia și din nou, gata, s-a terminat cu autostrada, deci de aici probleme. Mai ales că e drumul și și delimitatoarele astea, deci depășirile sunt cam risky. Ar trebui ceva abuz de viteză ca să-l depășim pe asta.
Ca să nu repetăm incidentul. Iată, vine cineva. Ok, am scăpat de unul. Pac, am trecut, tăiat curba aia. 130 la oră ne apropiem. Bun, s-a terminat, cred că și muzica, am terminat tot playlist-ul. Vedem un nou camion în față, 184 de km până la destinație. Trebuie să se vadă și Cardiff la un moment dat. Mamă, ăsta merge foarte încet. Să mergem noi foarte repede. Wow, ce curb, ce depășire super periculoasă am făcut acolo. Ok, am trecut de el. Avem 145 de km la oră eu. Frânăm. Hai să frânăm un pic mai mult. Oh my god, oh my god, oh my god. Jesus Christ. 22% damage la camion. Viteza asta nu e bună. Dar acum, hai să mai încetinim. Băgăm tot tare. Trebuie să frânăm mai din timp, asta e. E nerăbdarea de a termina jobul când ești aproape de finish, dar nu e bună nerăbdarea. Uite, și trailerul și roțile de la trailer sunt avariate și de la camion. Curba, da, oricum, ce viteză avem noi. N-aș spune că e periculoasă. Dar curba aia, nu știu cum au pus-o, a fost mult prea periculoasă și semnalizată nepotrivit. La cât de strâmt a fost. Și se vede finish-ul, cred, de la Cardiff. Văd că sunt niște bucle aici, care știu că erau spre apropiere de Cardiff. Ora 22:32. Da, e o curbă acolo, azi ieșesc de pe drumul ăsta și chiar că schimbam. Intrăm pe altul. Da, top speed. Mergem cu top speed către frână. Nu e de bună să oprim de tot motorul. Având în vedere condițiile. Și aici intrăm pe autostradă temporar, ca după aia să ieșim imediat după ea. Cardiff. De fapt schimbăm încă două drumuri. Interesant. Față și stânga. Mamă, la greu accelerăm la deal. Depășește și autobuzul ăsta. Wow, ne-a depășit, s-a băgat și pe banda noastră în față. Ne-a arătat el cine-i șef. Și schimbăm banda o dată și după aia mai schimbăm cu o dată. Sunt curios autobuzul ăsta, dacă ține ruta cu noi sau nu merge la Southampton. Ah, mă rog, oricum nu după noi. Ba! Nu dau seama. Cu stânga. Și avem două benzi pe sens, autostradă. Wow. Ultimii 92 de kilometri și avem și autostradă. Cu 3 benzi chiar. Hai, monotonie, băgăm ultimul cântec.
Ultimul cântec înainte de finish. Wow, super lung acest traseu. Foarte lung. Se mai termină. Cel mai lung traseu ever făcut de noi. 1400 de kilometri. Bine, că ne-ai dat și fain. 340 de euro. Wow, avem pod. Facem și noi o poză frumoasă pe podul ăsta. Deși nu e camionul nostru, era interesantă zona. Ok, nu putem să facem prea multe șmecherele aici ca să nu provocăm vreun accident. Am stat un pic mai moale aici cu viteza. Îmi pare o curbă un pic cam periculoasă și cam multe mașini pe fiecare sens, pe fiecare bandă. Bine că ai accelerezi acum. Mamă, ne-a luat și engine malfunction. Perfect. Trebuie să facem stânga, trebuie să facem stânga. Se strică la final acum motorul. Oh, curba dreapta, super strâmbă. Perfect. Doar 40 de kilometri până la Cardiff. O să descoperim un oraș nou. 5 ore de somn, 26, bla bla bla. Rezervor tank. Deci am condus cisterna asta. Să vedem acum câte puncte luăm. Nu știu dacă mai încercăm și parcarea laterală, cred că o să cam sărim. Am făcut și 1400 de kilometri. Chiar drum mai lung ca asta, nu știu dacă prindem. Și 30 de kilometri. Trebuie să vadă deja destinația finală. Poate loc de odihnă pe dreapta. Come on, come on, come on! Deci a fost atât de lung traseul ăsta, a durat în real life o oră și 8 minute. Cu toată povestea de început, mă rog. Iar in-game sunt 21 de ore de condus. Deja am depășit practic punctul care începusem să conduc, am plecat la drum. Au trecut 24 de ore de in-game de fapt. Pentru că era ora 22 și ceva parcă când am plecat de acasă. Mă rog, de acasă din Munich, nu știu unde am plecat. Aia nu mai face depășire, nu mai face. Ne-a ajuns. Ne-a ajuns câte ciocniri. Oh, frate, nu am primit mașina în drum. Stai că am activat cruise control-ul, că mă disperă asta cu tirului. Hai, 45 la oră până și noi. 50. Cred că 50 e cam mult. La vedere că deja frânează. Mai 45. Prinde și semafor probabil. Da, e roșu. Ah. Se vede niciun damage pe el.
Hai să trecem și noi de semaforul ăsta, oare reușim? Cu o stângă aici. Pe bune, frate! Oh my god, serios. Ce omul a intrat efectiv pe contrasens și ne-a lovit. Ok. Sper că v-a plăcut acest lung, cel mai lung traseu, cam așa se petrece. Dacă v-a plăcut, dați un like, dacă aveți comentarii, sugestii, așa, lăsați-le. Acolo. O sări parcarea laterală. Ne grăbim. 1542 de kilometri. Mamă. E 1542 experiență. Am făcut level 7 chiar. Am luat un tolerabil. Un penalty de damage de 10.000 de euro. Deci am făcut de fapt vreo 15.000 de euro. Ne-a penalizat și la XP și am făcut doar 1.000 de fapt. Boostăm long distance-ul. Delivery de mai mari de 1500 de kilometri. Bun. Level 6, entuziast. La bancă încă lucrurile sunt așa cum sunt. Am plătit prima zi de plată de rate. Și doar 74.000 de euro la final de traseu. Ratingul nostru 5.0, profit per day 9,8 km, 9.800 de euro, pardon. Ceilalți 1.500, respectiv 2.000. Ok. Șoferii în sine, văd că au 4 skill-uri, respectiv 4 skill-uri. Dacă uităm la logurile acestora, se descurcă destul de bine. Distanță, profit. Karen este balanced din punct de vedere dezvoltare. Noi ne-am maximizat partea de long distance. Bun. Garajul nostru, hai să vedem cum merge. Plus 163.900 de euro. Drag maintenance 9.000 de euro. Driver's pay 67.000 de euro. Wow. Fuel for driver 6.000. Daily profit 13.000 de euro. Ok. Și zice că avem un revenue de 163.000. Current peak productivity. Nu, asta niciodată nu arată bine. Last week productivity. Ah, e doar prima săptămână. Trucks in garage. Bun, cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, cum ziceam, dați un like. Dacă vreți să mai vedeți din seria asta, puteți să-mi transmiteți comentarii, sugestii. Așa, dați un subscribe dacă vă prima oară vedeți și vă place. Cam atât. Nu știu exact cum facem asta, să începem. European Racing Championship is about to begin, and all of the teams need to transport tons of stuff across Europe using external contracts to deliver racing components to at least 12 different cities. Oh, external contracts. Pentru asta trebuie să ne luăm propriul nostru camion și să le executăm cu acela. Trebuie să facem măcar de 200 de kilometri livrări. Bun. Cam asta a fost momentan. Mersi și vom reveni cu un nou episod. La revedere!